dar azi am ceva ce ar putea să bată toată treaba asta. Ar putea să bată AirPods-urile atât din punct de vedere al prețului, cât și al calității. Hai să vedem despre ce e vorba. La un moment dat am vorbit despre AirPods și de ce sunt ele atât de faine. Dacă nu ați văzut clipul, aveți aici card sau îl găsiți la sfârșitul videoului ăstuia, dacă vezi mai ușor. Dar, de ce sunt AirPods-urile interesante? Pentru că sunt wireless, ușor de purtat, au sunet foarte bun, dar sunt foarte mulți competitori care vin cu produse asemănătoare sau dacă nu chiar mai bune, la un preț mai scăzut, pentru că AirPods-urile au un preț, mai ales AirPods 2. Aici vorbim despre niște căști extraordinar de mici, cu un sunet extraordinar de bun, dar azi am ceva ce ar putea să bată toată treaba asta. Ar putea să bată AirPods-urile atât din punct de vedere al prețului, cât și al calității. Hai să vedem despre ce e vorba. Avem o pereche de căști care arată interesant, mi-au atras atenția din anumite perspective. Și o să vă arăt mai încolo. Urmăriți clipul ca să vedeți de ce sunt atât de faine și de interesante. Hai să le desfacem. Cutie simplă, albă, interesantă. Același stil aș putea zice apropiat, destul de apropiat de cutiile de la Apple. Deci, cumva tinde spre zona ei, cu un mic atac acolo, cel puțin din punct de vedere al packaging-ului. Ok, truly wireless headsets. Avem versiunea 5.0 la Bluetooth. Binaural stereo, baterie de 1600 mAh. Ok, pe spate de diferite detalii tehnice. Scuze pentru mica întrerupere, editam acum video și am trecut peste partea cu binaural stereo și atunci mi-am dat seama că nu mi s-a părut atât de interesantă sau atât de importantă cât să menționez ceva despre ea, dar aparent este o chestie destul de mișto. Binaural recording, în general, înseamnă să folosești două microfoane sau, mă rog, poate chiar mai multe și să poți înregistra sunetele surround în jurul tău și să audă ca și cum chiar ar fi ceva 3D, un sunet 3D, iar căștile astea pot reda așa ceva. Deci sunt niște căști super mișto și vă las în continuare să vedeți ce se întâmplă. Pa! Ok, carte tehnică. Avem o carte tehnică pe care nu o folosim. Uai! Ok. Arată super bine. Foarte interesant. Bine, vorbim aici de niște dimensiuni complet diferite. Hai să vedem. Sunt maxim de curios cum funcționează. Da, găsim un încărcător. Aparent avem o mufă micro USB. Deci este o mufă clasică de micro USB de Android. Aici avem mai multe convertoare pentru încărcare. Avem convertor de la micro USB la USB Type-C și la Lightning port pentru iPhone. Cât de convenabil. Deci le poți folosi la orice device. Ok, și avem mai multe cauciucuri pentru diferite mărimi ale urechilor. Asta era problema și dacă vă amintiți în episodul trecut, am spus că la mine casca dreaptă are o mică problemă și da, mi-ar fi prins bine una de alea. Hai să vedem produsul în sine. Ok, asta e compusă din două părți, evident secționată la mijloc, dar lipite între ele. De ce? Pentru că partea din dreapta, mă rog, stânga, dreapta mea, stânga voastră, este o baterie externă. Asta este o baterie externă pentru căști, probabil poate fi folosită și pentru telefon, pentru că ai mufă micro USB și cu convertoare. Băi, cât de genial este! Ok, și în partea asta la altă, aici se pun căștile. Și ce e cel mai interesant, toată bucata asta este magnetică. Uite un pic! Super tare! Hai să vedem și căștile cum sunt. Atât. Deci atât sunt căștile, comparație cu un AirPod. Cât de bine arată! Când vorbim de AirPods, vorbim și de faptul că au câțiva senzori în plus, cum ar fi cel pe care îl scoți casca din ureche, îți recunoaște automat, ai un double tap. Sunt extraordinar de mici. Și sunt curios cum se simt în ureche. Wow! Deci, nu sunt proeminente, nu sunt agresive din punct de vedere vizual și izolează extraordinar de bine. Dacă țip, nu-mi dau seama dacă țip în momentul de față, pentru că absolut abia mă aud pe mine. Wow! Hai să vedem cum se aude. Mă rog, să văd cum se aude și voi trebuie să mă credeți pe cuvânt. Pentru a le conecta trebuie să ținem apăsat 2 secunde pe ambele. Ok, ele în momentul de față au intrat în modalitate de împerechere. Unul dintre LED-uri s-a stins pentru că deja este conectat la cealaltă cască și doar una dintre ele practic trebuie conectată la telefon. Și am găsit, deja telefonul mi-a găsit X2 TWS și le-am conectat. Și sunt foarte confortabile, extraordinar de confortabile. Hai să pun o melodie să văd exact cum se aude. Cred că au un sistem prin care pot să aud din exterior, să aud în cască, pentru că mă aud acum, în momentul în care am pornit, mă aud destul de bine. Mai întâi o să dau muzica
e ok la minim ca să nu-mi zboare creierii pe pereți în momentul în care dau play. Și o să dăm play la o melodie. Ok, și o să cresc acum volumul. L-am dat la maxim. Nu mai aud absolut nimic. Să vedem dacă are bas. Am terminat. Despre ce vorbim? Băi, au un sunet incredibil. Vorbim de o calitate pentru un sfert din prețul unor AirPods 2, da? Hai să trecem la următoarele chestii, să vedem, nici nu mai contează cum se încarcă, dacă se încarcă. Ok, deci aparent se încarcă magnetic. Hai să vedem dacă bateria asta poate fi folosită și pentru încărcat telefon. Nici nu prea mai contează, dar sunt curios dacă într-adevăr funcționează pentru încărcatul telefonului. Am terminat. A, și... da. Nici nu mai are rost, dar hai să le facem și un birou, nu? Pa!